Alo. Alo? Da. Alo, bună seara, Irina. Bună seara. Puteți vorbi? Da. Eu sunt Mariana, de la postul de televiziune unde ați fost la casting pentru Roata Norocului. Da, da. În sfârșit, uite, s-a mai reglat situația cu pandemia. Deja suntem mai liberi, luăm și noi activitățile. Și vrem să știm dacă ești sănătoasă, dacă ai făcut testul COVID. Da, tot e bine. Da? Ești sănătoasă? Da, suntem sănătoși. Ca să te poți prezenta la noi, pentru că știi foarte bine că ai trecut castingul și în calitate de participant ar fi bine să te prezinți la noi. Avem o ofertă foarte bună pentru tine. Și ce fel de ofertă? Uite, o ofertă, eu cred că pentru tine va fi una potrivită. Ne-am gândit așa, fiind tu tinerică, frumușică, așa, să-ți oferim premiul mare ție. Adică să fie un joc, dar nu pe bune, știi? Da. Și tu să iei premiul mare de 100.000 de euro. Serios? Păi da, dar nu îl iei, doar așa, în cuvinte. Da, da. Da, și noi o să-ți dăm 1.000 de euro din acei 100.000. 1.000 de euro, da? Da, la anul. La anul? Da. Cam nu prea la anul, ar fi bine acum. Păi de ce? Păi pentru ce să joc acum și să iau mai la anul. Dar tu ai nevoie de mai mulți bani sau e suficient pentru tine 1.000 de euro? Păi dacă ar fi 1.000 de euro, suficient, ar fi bine acum. Da, nu știu, trebuie să vorbesc cu producătorul, să vedem dacă... Oricum, tu trebuie să semnezi asta, adică îți dai seama. Eu îmi dau seama, dar ar fi bine acum. Dacă bine, hai să vedem, hai că ne înțelegem noi. În final, uite, întrebările vor fi următoarele. Tu ai să le ții minte, eu pur și simplu îți spun și tu trebuie să-mi răspunzi acum. Sau dacă ai repede un pic șofoaie, să le notezi, te rog frumos. Da, imediat, acuș. Hai, te rog, n-avem timp. Da. Acuș, acuș. Dacă întrebările să mi le trimite prin mesaj, nu pot acum. Acum rezolvăm întrebarea și închidem tema, pentru că noi am decis într-o ședință, consiliu, ca tu să fii acea persoană care va lua premiul mare, știi? Tot ce la televizor asta este, nu este adevărat. Notezi? Da. Câte lingouri în cap într-un flibrant? Într-un ce? Într-un flibrant. Da. Așa. Știi răspunsul? Acum nu, dar am să mă gândesc. Păi repede, bine, hai, notează, scrie acolo în paranteze, trei note. Tu așa o să răspunzi acolo. Bine că noi o să întrebăm, prezentatorul va adresa această întrebare, tu o să spui prima, trei note. Da, da. Bine, următoarea întrebare. Câte locaboluri are brocaliza? Mai te-ai repetat o dată? Stai că mă dor ochii. Alo? Câte locaboluri are brocaliza? Da. Am notat. Așa, scrie răspunsul 0,3, Sorel. 0,3 Sorel. Am notat. Bine. Deci tu ai înțeles, da? Când o să fie întrebată, tu spui 0,3 Sorel. Ca și când tu știi răspunsul, da? Nu este complicat deloc. Așa, următoarea întrebare este practic ultima întrebare. Da, am notat. Stai puțin. Lucu, cu capa.
Se află? Da. Se află? Da. Și semnul întrebării. Mm-hmm. Și răspunsul este nu. Nu. Da, nu tot. Acum te rog frumos să le citești tu, să vedem dacă ai înțeles. Câte lingouri în capătul un șagrant? Nu șagrant. Fibrant. Fibrant. Flibrant. Flibrant. Nu grant, flibrant. Flibrant. Te rog frumos, atent. Așa, următoarea întrebare. Încă o dată. Câte lingouri? Câte lingouri în cap într-o flibrant. Da, e bine, e perfect. Da, și răspunsul este? 3-9. Bravo! Așa, următoarea întrebare. Un pic de că eu scriu la popular. Hai, te rog, că nu avem timp. Da, merg, dar... Poftim? Iată aici mai... Iată ne-am văzut de a doua. Suite. Câte locaboluri... Locaboluri? Are brocaliza. Da, așa cum are brocaliza. Da, brocaliza. 0,3 sorel. Da, da, da. Bine, citește. Câte locaboluri are brocaliza. Bravo, perfect. Sunt regulă 3 sorel. Da. Și ultima întrebare, citește-o. Primele cuvinte, iată, este... Lucu, lucu, lucu. Lucu, lucu. Da? Lucu, lucu, lucu. Se află da. Se află da. Și răspunsul este nu. Bine, deci asta. Totul e clar, ne-am organizat, totul este programat. O să ne lași datele tale când vii mâine, o să te așteptăm la ora 9 dimineața, vii la sediu. Noi te așteptăm, vii cu, cu buletinul, te rog frumos, și cu posteriorul tău. Vii cu cumnata ta, noi suntem în emisii direct la radio, Irina. A fost o farsă, Irina. Ei, Doamne, de la cine? Irina, te rog frumos, cum ai vrut cu brocaliza să câștigi 1000 de euro? Scrie așa, parsă Irinei, așa, Anatol nu suna că te cunoaște. De-aia ți-am sunat eu, Irina. Scrie din partea cumnatei farsa. Iată ce scrie. Acum sună câte cumnate ai tu, sună-le pe toate și întreabă-le. Câte cumnate ai, Irina? Una. Una, ah, și bună. Una, Irina. Dar îți pare rău că n-ai primit 1000 de euro, nu? Eu le-am să gândești să fac cu dânsa. Pe mine mă interesează una. Cum ai putut tu să scrii Luca, 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 brocaliza și tot asta? Cita. Dar când la mine telefonul așa de rău să auzi că mi-a luat să vorbiți, că nici nu înțelegeam. Bani, bani. Ce-i transmiți, cum s-ar zice, fostei tale cumnate, după așa farsă? Sau rămâne cumnata? Rămâne cumnata ta? Rămâne cumnata, gata, nu m-am așteptat. Îi zici că 500 de euro îi dai și ei, bun? Vă împărțiți egal, cum s-ar zice. Noi am să-i dau o bomboană. O să-i dau o bomboană. Ție mersi de ziua prieteniei, se iartă tot, cum s-ar zice. Felicitările noastre, seară frumoasă! Pa!